118 elevi făgărășeni au ratat sesiunea de vară a bacalaureatului și s-au înscris în sesiunea de toamnă. De la Colegiul Național Doamna Stanca s-au înscris 22 de elevi. De la Colegiul Aurel Vijoli s-au înscris 11 elevi. La sesiunea din toamnă vor participa alți 35 de elevi de la Liceul Teologic Dr. Ioan Șenchea și 6 elevi de la Colegiul Național Radu Negru. De la Liceul Teologic Brâncoveanu, în această sesiune, vor susține examene 6 elevi. De asemenea, de la Colegiul Tehnic Alexandru Bărbat din Victoria s-au înscris 29 de elevi și alți 9 elevi din Victoria din cadrul Liceului Ioan Codru Drăgușanu. Sesiunea de toamnă a examenului național de bacalaureat începe astăzi cu probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Cele două probe se desfășoară în intervalul 16-17 august, anunță Ministerul Educației, care precizează că la examen s-au înscris peste 42.000 de absolvenți de liceu. Pentru a fi declarat promovat un absolvent de liceu, trebuie să îndeplinească trei condiții cumulativ, respectiv susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și nota 5 la fiecare dintre acestea și obținerea mediei 6, cel puțin, la probele scrise.